Aș dori să ne ridicăm în picioare. Și pentru dimineața aceasta, în timpul care îl mai avem la dispoziție, să citim un scurt pasaj în Sfânta Scriptură. Și aș dori să deschideți împreună cu mine în Epistola Apostolului Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 3. Vom începe citirea cu versetul 6 la 9 și vom trece la versetul 12 până la versetul 15. Așadar, 1 Corinteni, capitolul 3, începem citirea cu versetul 6. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteniala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Versetul 12. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua Domnului și ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Înainte de a începe ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, aș vrea să vă spun o lucrare cu privire la biserica noastră pe care am primit-o din țară. Eu cred în lucrarea aceasta și o accept. O lucrare despre noi ca și biserică. În primul rând se spunea că foarte mulți clădesc, dar clădesc lucruri fără valoare pe temelia pusă. Mulți clădesc fân, lemn și trestie. Și în special se atrăgea atenția predicatorilor, căci foarte mulți dintre noi ne cosmetizăm predicile în așa fel încât nimeni să nu fie deranjat în biserică. Și Dumnezeu spunea că am ajuns mai interesați de oameni decât de părerile oamenilor, decât de părerea Lui cu privire la biserică. Fiecare, spunea Dumnezeu, să cerceteze în continuare Scripturile, că Dumnezeu nu dorește să nu cercetăm, să nu ne pregătim. Dar pe același cântar să punem și călăuzirea Lui, să punem și părerea Lui despre ceea ce trebuie să spunem. Fiindcă dacă nu vom face așa, spunea că în această apatie pe care noi predicatorii o inducem oamenilor, acea legănare ușoară pe care o facem, cum o mamă își alintă bebelușul ca să doarmă, diavolul va lovi din nou în biserica noastră. Și Domnul să ne ferească la aceasta. Dar asta e nu că Dumnezeu vrea și vrea să folosească nuiaua cu noi. E un moment în care Dumnezeu vrea să ne trezească din ațipirea, din starea de moleșală în care zăcem, frații mei și surori. Așadar, se cere ca să fim atenți, în mod special cei care slujim, cum slujim și să ne pregătim mai mult împreună cu Domnul în slujirea noastră. În acest context, m-am gândit că ar fi bine să avem și câteva predici, nu știu câte vom avea, probabil două, trei și pe ce perioadă le vom întinde,
Ce înseamnă să fii lucrător împreună cu Dumnezeu? Am citit în dimineața aceasta un pasaj din Epistola Apostolului Pavel Corinteni care vorbește despre lucrători împreună cu Dumnezeu, care lucrează într-un ogor sau mai asemuiește el o clădire care se face. Și noi suntem împreună meseriași împreună cu Dumnezeu, care lucrăm la această construcție, la acest edificiu. E adevărat că e o onoare foarte mare, frații mei și surori, ca să fim lucrători împreună cu Dumnezeu, dar implică și o responsabilitate foarte mare de a fi lucrători împreună cu Dumnezeu. Vedeți, frații mei și surori, mulți dintre noi și în general noi ca credincioși am luat cina Domnului ca un punct terminus, ca un punct de cea mai înaltă culme spirituală pe care o poate ajunge un credincios. M-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului. Și am făcut din această lucrare nimic mai mult decât un piedestal pe care noi ne urcăm și arătăm lui Dumnezeu că suntem în voia Lui, că Dumnezeu, uite, și luna aceasta ne-a ajutat să ne împărtășim cu trupul și sângele Lui. Și uităm un lucru, că această lucrare e doar un mic popas în marele plan al lui Dumnezeu de mântuire pentru noi. Ea nu-i făcută, frații mei și surori, ca în duminica aceasta să mâncăm și să nu facem nimic până în prima duminică din luna august, când iar ne vom apropia de trupul și sângele Domnului. Până atunci nu facem nimic altceva decât numai ne pregătim pentru a sta la masă cu Domnului. E unul dintre cele mai greșite concepții care pot exista în biserică. E ca și cum am mâncat astăzi la amiază, nu fac nimic, mă pun la umbră sau mă tolănesc în pat așteptând cina de diseară. Noi după ce luăm acest sfânt popas, împărtășia sfinților și împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos, suntem chemați după aceasta să intrăm în jug alături de Hristos și începând de astăzi și de mâine să începem să tragem la jug cu El, la marele plan de mântuire. Și în luna august, când obosiți, striviți, împovorați, răniți de munca grea, venim din nou și poposim în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu ne întărește prin această lucrare. El ne dă har în continuare în slujire, El ne dă viață și astfel din nou ne înjugăm la jug, cum spune o poezie, o cântare a fratelui Traian Dors. Ia jugul lui Hristos pe umeri și mergi pe lângă El la rând. Asta e menirea cinei Domnului. Nu e cel mai înalt nivel. De aici încolo, când am ajuns aici, ar trebui să ne punem alături de Hristos, căci Dumnezeu ne-a primit prin Hristos la masă cu El și să începem să lucrăm în via Lui. De aici încolo rămâne marea strigare. O ieșit stăpânul în piață și a spus: ce faceți în piață? Doamne, nu ne-a tocmit nimeni. Mergeți și lucrați în via mea. Și o ieșit și la ceasul al treilea și al patrulea și știți dumneavoastră. Și în final o ieșit și la ceasul al 11-lea și a spus: mă, voi ce faceți? Nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și lucrați în via mea, căci vă voi da și va fi cu dreptul. Asta e marea chemare a noastră. Să venim la locul acesta, să ne reîncărcăm și Dumnezeu în înțelepciunea Lui a rânduit în biserică mai multe popasuri binecuvântate. Unul dintre ele este cina Domnului, alt popas binecuvântat e când noi ne adunăm la oaltă, ne zidim din punct de vedere spiritual în părtășie și astfel mergem înainte în lucrarea lui Dumnezeu, alături de Dumnezeu. Ăsta e scopul cinei Domnului. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu are un plan. Și noi suntem chemați să împlinim acest plan.
Noi suntem parte a planului lui Dumnezeu. În Efeseni, în capitolul 3, cu versetul 11, ne vorbește cum Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a alcătuit un plan a cărui, lucrător principal era Hristos, a cărui împlinitor era Hristos. Și acest plan, spune Apostolul Pavel, ni l-a revelat așa pe etape, pe cum a fost omenirea pregătită să-l înțeleagă. Și încet, încet l-a pregătit. Dar Apostolul Pavel completează și spune, dar acum Dumnezeu a revelat acest plan de o manieră plenară prin Fiul Său. Niciodată, spunea Apostolul Pavel, acest plan n-a fost revelat de așa manieră, de așa claritate, cum a fost revelat acum prin Hristos. E adevărat, spune Apostolul Pavel, că prorocii și oamenii patriarhii au văzut de departe, au văzut prin ceață lucruri care erau rânduite pentru voi. Și noi în dimineața aceasta suntem parte a planului lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem că la acest plan, frații mei și surori, grandios pe care, repet în dimineața aceasta, niciun om nu-l poate cuprinde în totalitate. Nu-l poate percepe în totalitate, e atât de măreț încât nu putem. Noi, fiecare dintre noi, suntem parte mică la acest plan al lui Dumnezeu. Și fiecare slujește aici potrivit cu chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. De curând am fost la Frankfurt și a trebuit să descarc acolo, n-am știut ce era. Se face un mare centru în Frankfurt de multe edificii pentru a aduna informații din toată Uniunea Europeană. Și acolo, căutând, când într-o parte, când în alta, că era imens șantierul, era imens, am dat de un român. Românul era încargat, acolo era un fel de șef, de maestru, și el m-a descurcat în final unde trebuia să descărcăm lucrul acesta. Și stând cu el, că am stat vreo 5 ore, că era multă securitate și probleme, am stat și tot m-am uitat acolo, am mai vorbit cu el, iar a venit la mine și tot ne-am înțeles. Și în final m-a dus la altă poartă, pe o altă stradă, că nu... Și acolo am văzut, frații mei, un lucru foarte interesant. La cele grandioase clădiri, că nu era una, era aproape un cartier acolo, lucrau acolo sute, poate mii de oameni. Fiecare la partea lui. Erau oameni care... nu făceau altceva decât puneau gresie, nu făceau altceva decât montau aerul condiționat, alții făceau tot ce trebuie într-un cartier. Dar acolo erau și niște oameni care cunoșteau aproape întregul plan. Omul acesta spunea, care era acolo, vezi, noi ne ocupăm de partea electrică, ăia alți erau după nume, ăia se ocupă de construcții, ăia se ocupă de aer condiționat, ăia se ocupă de tot. Uite pe ăia, vezi, ăia se ocupă de mobilier. Deja în edificiile care-s gata, deja au venit și au luat măsuri ca să facă mobilierul. Dar nu toți muncitorii, frații mei și surori de acolo care lucrau, știau care e pentru mobilă, care e pentru electricitate. Fiecare își făcea treaba lui în domeniul lui, în pătrățica în care era pus. Așa suntem și noi, frații mei și surori. Mulți dintre noi am vrea să cunoaștem tot. Nu se poate cunoaște tot. Fiindcă de ce? Fiindcă la acest plan grandios al lui Dumnezeu de a lucra împreună cu El, lucrează întreaga creație și omul limitat nu poate cuprinde întreaga creație a lui Dumnezeu. În planul acesta măreț și pentru planul acesta ca să fie dus la îndeplinire, lucrează toată lumea angelică, toată creația care noi nu o vedem. Ia ascultați ce spune Apostolul Pavel, autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 1, versetul 14. Spune că toți aceștia, îngerii lui Dumnezeu, nu sunt altceva decât niște duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea.
Și ei împreună cu noi își fac pătrățica lor și lucrează la acest plan de mântuire, acolo unde Dumnezeu i-a așezat. Apoi, în Apocalipsa 17:17, e un pasaj foarte interesant și aș dori să-l citim, ca să vedeți cum Dumnezeu a implicat întreaga creație. Hai să citim cu versetul 16 ca să înțelegem contextul în care Apostolul Ioan scrie. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara o vor urâ pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală, carnea i-o vor mânca și o vor arde cu foc, căci Dumnezeu le-a pus în inimă să aducă la îndeplinire planul Lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se va îndeplini, până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Așadar, și diavolul, și îngerii lui, și toți lucrează la acest plan. Dar mai mult, întreaga omenire lucrează la acest plan. Dar aici lucrurile se împart în două. Când vorbim despre oameni, sunt două categorii de oameni care lucrează la planul lui Dumnezeu. Oameni pe care Dumnezeu îi cheamă. Și oameni care acceptă chemarea lui Dumnezeu. Și vin la Dumnezeu și Dumnezeu îi primește și când te-a primit, Dumnezeu își însărcinează o lucrare în marele lui șantier. Apoi sunt restul de oameni care lucrează din neștiință. Ei, datorită suveranității lui Dumnezeu, sunt și ei și lucrează parte din planul lui Dumnezeu. Dar ei nu sunt alături de Dumnezeu în cel mai strict sens al cuvântului. Aduceți-vă aminte că Apostolul Pavel, când era la terminarea slujirii sale pe acest pământ, era în lanțuri, vorbește despre două categorii de predicatori. Spune că unii vestesc pe Hristos din Duh, deci iartă. Și oamenii aceștia ce fac? Nu fac altceva, spunea Apostolul Pavel, decât să mai adauge un lanț la lanțurile mele. Dar este o altă categorie de oameni, de predicatori, care lucrează, cum spunea el, din dragoste, care lucrează sincer alături de Dumnezeu. Așa se împarte și omenirea, frații mei și surori. Oameni care lucrează din dragoste, care au înțeles chemarea lui Dumnezeu, au acceptat-o și Dumnezeu cărora le-a încredințat anumite slujiri, anumite lucrări. Dar fiecăruia, atenție, i-a încredințat potrivit cu puterea Lui. De aceea, lucrările noastre nu sunt egale, nu suntem toți la unison, aici nu e un comunism, toți suntem egali. Aici, în funcție de Dumnezeu, cum i-a dat capacități la fiecare, cum l-a înzestrat pe fiecare, fiindcă avem pilda talanților, pilda polilor, care ne spune lucrul acesta. Spune că unuia i-a încredințat un talent și altuia i-a încredințat 10. Potrivit cu puterea Lui. Dar indiferent de chemare, indiferent de slujire, în dimineața aceasta aș vrea să luăm oamenii lui Dumnezeu, începând din Geneza, și vom merge până nu știu când ne va permite timpul, și să ne uităm la oamenii lui Dumnezeu care au lucrat împreună cu Dumnezeu. Ce putem învăța de la fiecare în parte? Aș vrea să înțelegem un lucru și să fim înțeleși și să pornim de la o bază comună. Nici unul dintre ei n-a fost perfect. Fiecare a avut calități, dar a avut și scadențe. Și Dumnezeu, vreau să înțelegeți lucrul acesta, face un plan perfect cu oamenii imperfecți. De ce? Fiecare e pus, dacă vreți, și să ilustrăm în felul ăsta, îi pus să lucreze în planul lui Dumnezeu acolo unde Dumnezeu l-a calificat. Și în pătrățica mea, lângă mine e fratele care lucrează în pătrățica lui calificat, lângă mine e fratele, e sora, e toți cei, fiecare în pătrățica lui. Și toți împreună alcătuim un întreg perfect, un întreg care Dumnezeu l-a conceput desăvârșit.
Nu mai căutați, frații mei și surori, oameni desăvârșiți. Nu există încă. Apropo, la cursul biblic care îl facem, cineva a pus o întrebare. Când se vorbea despre slujitori, despre... a spus, dar unde e slujitorul acesta pe care ni l-ai prezentat? Că eu nu l-am găsit. Nici nu-l mai căutați, frații mei și surori, fiindcă slujitorul perfect nu există. Ce facem noi? Noi începem să adunăm de la fiecare ceea ce e bun, facem un desen, dar nerealizabil. Hai să ne dăm exemplu ca să înțelegem puțin. Dacă în construcții, că acum toți mai înțelegem din construcții un pic, no? Am găsit un om care să pună gresia perfect. Am găsit un om care să zidească perfect, la perfecțiune zidurile. Am găsit un om care, știu, să lucreze perfect la instalația electrică. Am găsit un om ca să facă acoperișul în mod perfect. Am găsit un om care să facă toate în mod perfect. Este omul acela care să le facă pe toate în mod perfect? L-ați găsit? Numai noi românii credem că le facem pe toate. Noi suntem o nație care avem impresia asta că ne pricepem de la temelie și până la acoperiș și toate le știm face. Nu există, frații mei și surori. De aceea ai nevoie de interdependența mea de unul, că dacă am fi desăvârșit și le-am putea face pe toate, n-aș mai avea nevoie de angajați, n-aș mai avea nevoie de nimeni în preajma mea, că le-aș face eu pe toate. Dar fiindcă suntem imperfecți și suntem limitați, fiecare cu limitarea lui are nevoie de celălalt lângă el ca să-i completeze lipsa lui. Și lângă lipsa lui celălalt vine altul care completează lipsa lui celălalt și lângă celălalt tot așa. Și toți împreună alcătuim un întreg, un trup. De aceea să nu încercăm să căutăm oamenii perfecți și ne vom uita în dimineața aceasta puțin în Scriptură și vom vedea mari oameni ai lui Dumnezeu cu care s-au lăudat Dumnezeu și au făcut lucrări pe care poate niciunul dintre noi nu vom ajunge nici să le facem și nici să le vedem. Au fost oameni imperfecți cu scadențe și Dumnezeu a completat aceste scadențe cu ce? Cu harul și cu bunătatea Lui, că de aceea avem nevoie de har, să completeze lipsurile noastre, scadențele noastre, greșelile noastre și păcatele noastre. Căci dacă am fi perfecți, n-am mai avea nevoie de har și n-am mai avea nevoie de nimic. Dar în fiecare zi noi avem nevoie de harul lui Dumnezeu să completeze aceste lipsuri. Aș vrea la primul om la care să ne oprim în... Dimineața aceasta este din Geneza, din capitolul 6 și 7. Este vorba despre Noe. Și ce aș vrea să învățăm în dimineața aceasta de la acest mare om al lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată așa în mod profund la Noe? Acum vreo 2000 și... aproape 100, 2200 de ani. 4000, că e 2000 înainte de Hristos. V-ați gândit vreodată? Dați-vă și hai să ne punem puțin așa în lumea de atunci. Într-o zi, Dumnezeu să vină la tine și să spună, uite ce am, am un plan. Doamne, care e plan? Uite, într-o zi nimicesc toată lumea asta. Care o vezi tu și care o cunoști. Dar tu fă-ți o corabie prin care să-ți scapi viața ta, viața familiei tale. Bine, Doamne, dar nu uita un lucru. Trebuie să scăpăm și viața tuturor viețuitorilor pământului. V-ați gândit la Noe? Nu știu dacă fierăstrăul era inventat atunci. Nu vorbim de gatăre și... ferăstraie electrice. Doamne, care e proiectul?
150 de metri în aproximativ lungime, 25 de metri lățime, 15 metri înălțime. Doamne, cu ce? Cu secure? Doamne, dacă m-ai fi dat rob și robe, dar eu și trei băieți pe care îi am, cu ei să construiesc un asemenea monstru. Noi n-a pus întrebări. Mereu când Dumnezeu ne cheamă și ne arată planul Lui, mereu suntem tentați să ne uităm. Doamne, dar e nerealizabil la așa ce mă chem. Doamne, dar nu pot să-L fac. Mă uit la resursele mele, mă uit la ce am și nu pot să realizez planul pe care Tu mi-l vrei să-L cu mine. V-ați dat seama vreodată ce înseamnă să aduci lemn, să tai lemn, să faci o corabie de 150 de metri lungime? Și când se spune că totuși era pădure, era de toate, Domnul spune un lucru, acum că ai terminat-o, o iei toată și o tencuiești cu smolă. Astăzi avem schele, vă dați seama, 15 metri înălțime. Astăzi avem utilaje cu care să facem. Nu știm dacă noi a folosit mistria, dacă era inventat atunci sau izbea cu mâna. Și nu, frații mei, o colibă de chirpici cât facem noi. 150 de metri pe 25 și pe 15 de înalt. Și să nu credeți că noi am avut timp așa din azi tai, mâine mai odihnesc, poi mâine dacă am chef lucrez. La 500 de ani Noe naște pe cei trei fii ai săi. Și să vede din ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu că când, atunci când Dumnezeu îi vorbește la Noe, copiii lui Noe erau căsătoriți. Și în anul al 600-lea al vieții lui vine potopul. Nu știm, dar probabil noi a avut în jur de 50 de ani, 60 de ani, nu știm exact. Dar pe aici, pe undeva, timp la dispoziție să construiască măreața barca mântuirii, a salvării. Cu mijloace rudimentare, frații mei și surori, cu mijloace care noi astăzi nu ne-am apucat să facem, dați-mi voie să vă spun, nici un coteț. Că și atunci când ne cumpărăm, și m-am cumpărat și o două găini, să le țin acolo și să fac, m-am cumpărat un circular, m-am cumpărat tot ca să fac un coteț. Și am luat tot materialul gata, am mai luat niște scânduri, am luat tot gata. La Noe nu era totul gata, totul trebuia făcut din bardă, din secure probabil. Nu vă dați seama cât au fost costurile lui Noe să construiască. Era acolo nevoie probabil de cui, era nevoie de... Nu știm cum a îmbinat, nu se știe cum Noe a îmbinat corabia, dar era nevoie acolo de multă, multă investiție materială. Dar noi aștept un lucru. Vine o zi când toate se vor scufunda în apă. Și eu, cu ce voi pleca de aici? Cu ceea ce mi-am construit, frații mei și surori, cu nimic altceva. Cu ceea ce am lucrat o viață întreagă, eu voi pluti deasupra apelor. Nu voi lua cu mine nici casa, nu voi lua cu mine nici pământul, nici aurul, nici averile mele, nici măslinii, nici viile, nimic nu voi lua. Voi pleca de aici cu ceea ce mi-am făcut. Și mulți dintre noi, frații mei și surori, ne uităm la planul lui Dumnezeu și spune prea mare cum. No. Dumnezeu mă cheamă la asta, dar nu. Mulți ne dăm înapoi și nu-i rău că ne dăm înapoi. Problema e alta, că nu ne lăsăm convinși de Dumnezeu nici până la final. Și Dumnezeu te cheamă, vino. Vino, că vreau să fac un plan măreț cu tine. Aș dori să trecem în scurte cuvinte la
Un al doilea om, deși despre ăsta am fi avut să vorbim mult mai mult, este vorba despre patriarhul Avram. Om care nu numai că a lucrat alături de Dumnezeu, om care a fost prietenul lui Dumnezeu, spune Isaia. V-ați gândit așa în mod profund la Avram? Vedeți, noi nu vrem când venim la pocăință nici să suferim, nici să fim loviți, nici să fim corectați. Nu vrem nimic. Vrem un drum plin de flori, scaune comode, nimeni să nu ne deranjeze. V-ați gândit vreodată la Avram? Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și du-te într-o țară care ți-o voi arăta. Și Avram pleacă, lasă casă, lasă masă și pleacă. Nu știu și Scriptura nu ne spune ce a fost în inima lui Avram. Dar eu cred. Și dacă Dumnezeu mie mi-ar face o asemenea ofertă, a zice, Doamne, lăs Spania și mă duc, că Tu știi ce? Mă duci într-o țară mai bună, o țară unde îmi dai mai mult decât am aici. Și în loc să-i dea Dumnezeu mai mult, spune cuvântul Domnului că nu i-a dat în stăpânire nici măcar o palmă din loc, din țara în care îl duce. Și-a cumpărat un singur loc de îngropare în țara aceea, ca să-și îngroape moartea. Asta a fost a lui totul. Și pe când Dumnezeu îi dă numai o palmă, nici o palmă de loc din țara aceea, numai un loc de îngropare, spune Avrame, vreau să fac din tine un neam foarte mare. Și Avram te saltă de bucurie. Nu mi-o da țara, dar o fi tatăl multor neamuri. Și 25 de ani aproape, Avram așteaptă făgăduința lui Dumnezeu și nu vine. Și Dumnezeu, în chip realmente, s-a coborât la el. Când coboară la Sodoma și Gomora, spune că Dumnezeu s-a coborât, a avut harul să vadă, a fost o cristofanie, nu știm ce a fost, teofanie, nu știm ce a fost acolo. Dar spune că Dumnezeu s-a coborât și a vorbit cu Avram și a spus, la anul pe vremea asta, vei ține în brațe la Sara un copil și Sara începe să râdă. Și vine Isaac. Și într-o zi Dumnezeu îi se înfățișează, iată-mă să aici, Doamne, sunt bucuros. Și spune Dumnezeu un lucru, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, așa Dumnezeu întoarce rana lui Avram, și du-te pe un munte care ți voi arăta eu și adu-mi ca jertfă. Să știți, frații mei și surori, că drumul de a fi lucrător împreună cu Dumnezeu uneori produce răni adânci. Adânci și neînțelese. Cine poate să înțeleagă asta și cine poate să explice azi că moare mama a 10 copii, a 12, a 13? Sunt atâția bătrâni în lume care ar dori să moară și Dumnezeu nu ia acolo. Le mai dă viață și ia 10, mama de a 10 copii. Ia o tânără de 16, 17, 18 ani și un moș gârbovit de ani care nu-și mai găsește nicio plăcere în viața asta, nu-l ia. Vorbeam de mult cu fratele Laurențiu, nu mai știu, 90 de ani a trăit tată dumitale, nu? Și o căzut din căruță și-o rupt amândouă picioarele și-o revenit cum și-o revenit și îmi spunea fratele Laurențiu, știi ce vorbesc când vorbesc cu tata? Aștept numai să vină Domnul Iisus să mă ia acasă și nu vine. La 90 de ani sau la cât cu două picioare rupte și și-o mai reveni pe acolo, vă dați seama acum. Și nu vine. Și vine la unul care, zicem noi, n-ar trebui să vină. Și-l ia.
Îl poți înțelege pe Dumnezeu? Frații mei și surori, aș dori să închei în dimineața asta, aș fi vrut să vorbesc mai mult despre Avraam. Aici nu se tratează de a-L înțelege pe Dumnezeu, aici se tratează de un lucru, de a-L crede pe Dumnezeu. Prea mult îl chestionăm pe Dumnezeu. Doamne, dacă așa, dacă zic pe dincolo, se supără ăla, dacă fac aia, nu-i place la aia, dacă ne uiți încolo, nu bine că te-ai uitat încolo, de ce nu te-ai uitat dincolo. Prea mult, frații mei, îl chestionăm pe Dumnezeu și uităm un lucru, căci Dumnezeu trebuie crezut. N-ar fi avut Avraam întrebări la adresa lui Dumnezeu? Prima întrebare ar fi fost, Doamne, n-ai cerut niciodată viața umană ca jertfă. Cum mie? De când e lumea și nu trecuseră 1000 aproape de ani, de la Cain și Abel n-ai cerut viața umană, ai cerut miei, țapii, oi, toată lumea ți-a adus așa ceva, de ce îmi ceri mie? Doamne, dar n-ai spus că în el va fi sămânța care va moșteni țara pe care mi-ai promis-o, în care nu mi-ai dat nimic din ea. Dar autorul epistolei către evrei ne face să înțelegem un lucru. Că Avraam a crezut un lucru. Că chiar dacă va ajunge să-l junghe pe Isaac, îl va primi înapoi, ca înviat din morți. Căci Dumnezeu trebuie crezut, frații mei. El nu trebuie chestionat. De ce faci așa? Doamne, dar nu pot. Doamne, dar e prea mic. Dumnezeu când te cheamă, aș fi vrut să trecem la Moise în seara aceasta, în dimineața aceasta, și să vedem, indiferent de vârstă, indiferent de situații, când Dumnezeu te cheamă, tu trebuie să răspunzi, Doamne, iată-mă, să aici, merg cu tine. Dar toate aceste lucruri, frații mei și surori, ne arată un lucru. Repet ce am spus la început, că Dumnezeu își duce mărețul lui plan, desăvârșit, cu oameni imperfecți și cu oameni cu greșeli și cu scadențe. Nu uitați, marele arhitect Noe, când a ieșit din corabie, s-a îmbătat, s-a dezgolit în cortul lui și a păcătuit, fiindcă fiul lui cel mai mic i-a văzut goliciunea. Nu uitați că Avraam, marele om al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl declară prietenul lui, într-o zi obosit de așteptare, la sugestiile soției sale, o ia pe Agar și are un copil cu Agar. Fiindcă suntem imperfecți, frații mei, și în dimineața aceasta, noi imperfecți, suntem chemați să stăm la masă cu cel ce este desăvârșit. Și e atât de bun încât trece în dimineața aceasta și spune iertare în dreptul păcatelor mele, greșelilor mele, în dreptul necredinței mele, în dreptul neașteptării mele, în dreptul, poate, știu eu, păcatelor, ca și în dreptul lui Noe. Și spune, te primesc că te iert. Haideți în dimineața aceasta să ne ridicăm toți în picioare și să-i mulțumim în dimineața aceasta pentru mărețul har pe care ne-l face, că ne mai iartă și ne mai primește la masă cu el. Nici unul dintre noi n-are merite în dimineața aceasta, ci datorită harului lui Dumnezeu, datorită îndurării lui Dumnezeu și datorită milei lui Dumnezeu, care în jertfa Domnului Iisus Hristos ne mai iartă în dimineața aceasta. Dacă îi cerem iertare și ne mărturisim păcatul și ne lăsăm de el, Domnul să ne ajute în dimineața aceasta. Ne plecăm capetele și ne rugăm ca Domnul să ne pregătească pentru această lucrare. Amin. După ce biserica va termina, fratele Nelu se va ruga pentru rodul viței, iar fratele Marcel se va ruga pentru azimă.